să vă iese încă vreo 15-20 de locuri de parcare în plus, așa cum am stabilit și cu cetățenii din zonă, da. Am renunțat la anumite zone și am venit și am mărit parcarea. Deci o să aveți, da. Inițial am plecat pe 50 de locuri, acum aveți jur de 60-65, da, da, chiar. Da. Face parte dintr-un proiect mai mare al nostru, un proiect amplu ce cuprinde 19 parcări și spuneam și data trecută, nu vorbim doar de o parcare, vorbim de amenajarea întregii zone. Amenajare care presupune și cuprinde și partea de alei, trotuare, spațiu verde, centurile de bloc. Încercăm să amenajăm zona în așa fel încât să nu mai intrăm 15-20 de ani de acum încolo. Era o zonă în care nu se intrase de foarte mult timp, cred că sunt 15-20 de ani, mai mult poate. Oamenii ne-au făcut sesizări, cereri în care ne rugau să intervenim. Am intervenit, mai mult decât atât am reușit să și mărim numărul de locuri de parcare inițial. De la 50 am ajuns aproape la 70. Este important ca acolo unde oamenii trăiesc, unde își desfășoară o mare parte din viața de zi cu zi, să aibă condiții decente de locuit. Locuri de parcare, intrări în blocuri decente, zonă de spațiu verde. Reușim să facem lucrul acesta. Oamenii au apreciat, drept dovadă că eu personal am mai primit încrederea oamenilor pentru încă 4 ani. Asta înseamnă că ceea ce facem, facem bine și oamenii sunt mulțumiți. Erau foarte necesare, sunt binevenite lucrările de s-au efectuat. Locurile de parcare, chiar aducțiunea de gaz, erau solicitate mai de mult, dar locurile de parcare chiar necesitau, pentru că era asfaltul degradat și se adunau apa din ploi și chiar e binevenită această lucrare. Noi mulțumim Asociația TS, Asociația din spate, că sunt mai multe, asociația aici, toate blocurile astea se beneficieze din niște condiții bune, așa cum ar trebui, și în 2024, acum nu mai puteam vorbi de altceva. Deci, mai ales că numărul de parcări a crescut față de cel anterior, am înțeles, cu încă 15 locuri. Deci, chiar oamenii o să fie sigur mulțumiți de aceste lucruri realizate. Se execută lucrări de amenajare a parcării, s-a decopertat, s-a făcut infrastructura, s-au introdus utilitățile, canalizare pluvială, gaze, ilumina public făcut de la zero și ne pregătim pentru asfaltare. Amenajăm spațiile verzi și tot ce ține de o parcare curată, modernă și frumoasă.